Bună, dragilor, eu sunt Stella Stratulat. Astăzi vă prezint trei feluri de mâncare pe care le-am pregătit dintr-un pui. Haideți să vedeți exact ce am eu aici. Deci, ingredientul de bază este puiul. Cu el și începem pregătirea acestor trei feluri de mâncare pe care vi le sugerez. Aici am un pui de 1,8 kg. Îl punem la fert în 3 litri de apă. După ce am cules spuma, adaug o lingură de sare. Așa. Am pregătit un ardei. Doi morcovi mai mici. O rădăcină de păstârnac. Cam așa o bucată de ghimbir. Nu l-am cântărit, de-aia v-am arătat. O ceapă. Și 7 căței de usturoi. Îl punem unde avem capacul și lăsăm să-și iasă din minți. Am scos carnea, o las să se răcească. O mai desfac așa să se răcească mai rapid. Vedeți, este fiartă foarte bine. Noi între timp pregătim pentru felul 2 de mâncare. Primul fel încă nu l-am finalizat, dar le facem toate pe parcurs. Deci da, lăsăm carnea să se răcească. Într-un vas am pus ulei, adăugăm 3 ardei, o ceapă, 4 căței de usturoi și 4 vinete. Le punem la sotat. Deci am împărțit carnea în felul următor, copanele și o parte din pieptul de pui folosim la felul 2, să-i spunem așa. Aripile și o parte din copane va merge la supă. Și pieptul de pui pentru a treilea fel de mâncare. Deci acum pregătim felul 2. Tot carnea. Între timp, deci toată asta am făcut cât la noi se sotează legumele, da? Noi aici am lucrat cu carnea. După o torn în vasul de la blender. Hai să-mi iau legumele inițial. Să le mixăm împreună cu carne. Deci aici punem și carnea. Și vom pregăti o supă dietetică. Cu multe legume. Și zeama am lăsat-o să, n-am pus multă apă, am lăsat-o să scadă, să fie așa o supă concentrată. Acum adăugăm și verdeață. Eu am aici mărar și pătrunjel. Și primul fel de mâncare este gata, o supă cremă delicioasă. Între timp pregătim și felul 3, deci gătim o salată delicioasă. Am tocat o ceapă, un pic de varză. Am adăugat și un morcov. Acum punem și un mix de salate. Puteți să puneți doar un fel de salată sau un mix, așa cum pun eu. Mie, de exemplu, îmi plac mixurile, să fie mai multe frunze colorate. Venim cu pieptul de pui pe care l-am tocat. Așa. Adăugăm sare. Un pic de oțet de mere sau suc de la lămâie. Ce să punem, Radu? Vrei oțet sau suc de... Hai să punem oțet. Un pic de oțet. Și maioneză. Maioneza eu o gătesc în casă, deci... Lucrăm un pic la felul 2, venim cu sarea. Rodenele pentru carne, pentru că vin și cu carnea. Thank you.
Deci copanele merg aici și o parte din pieptul de pui. Mai lăsăm 2 minute un pic și pieptul de pui să ia gust de la vinete și servim și pe ulei. Amestecăm salata. Salata cel mai bine se amestecă cu mânele. Într-un live o cucoană mi-a făcut observații că de ce amestec cu mânele salata. Păi, dragile mele, și în restaurant la fel cu mâna se amestecă cel mai rapid și cel mai bine, că nu se strivește. Astea care știți doar să folosiți 2 linguri și 2 furculițe, cum să vă zic, nu e prea profesional. Bucătarii adevărați lucrează cu mânuțele. Mâncarea iubește să fie gătită cu mânuțele. Astea cu care vă place numai scule și tot felul de aparate și care eventual un robot la bucătărie, zic eu ca să vă plictisiți pe acest canal. Aici se gătește cu drag și spor. Adăugăm câteva cuburi de parmezan. Este parmezan din ăla care este mai moale. Se potrivește foarte bine la această salată. Deci avem o salată echilibrată, avem proteine cu vitamine, deci cei care țin dieta keto sau rina o puteți mânca cu încredere. La vânăta cu pui adăugăm și un pic de culoare, adică niște roșioare. Nu că n-ar avea culoare, dar să aducem un pic de prospețime, un pic de oregano cu cimbru, așa, și câteva semințe de susan. Și în felul ăsta, dragilor, am servit și felul 2. Deci, avem dintr-un pui, am gătit vânătă cu pui, da? Avem o supă cremă delicioasă, dietetică, pentru cei care țin la kilogramele lor și doresc să scape de ele. Deci vă recomand meniul ăsta. Și aici avem salata cu legume, deci avem varză, salată verde, avem cașcavalul parmezan și pieptul de pui. Sper că n-am uitat nimic. Cred că morcov am zis, ceapă, deci ați văzut oricum ce am gătit. Deci astea sunt, dragilor, cele 3 feluri de mâncare pe care vă le propun eu. Le puteți găti dintr-un singur pui, o oră la bucătărie și aveți mâncare pentru o zi întreagă pentru toată familia. Eu vă mulțumesc că ați fost cu mine și de această dată și ne revedem la rețeta următoare. V-am pupat!